Bine ați revenit în culise cu AIDATA, sunt Mihai Bologan, moderator emisiunii și astăzi discutăm cu un nou candidat la funcția de primar general, domnul Vasile Bolea, deputat în Parlament, reprezentantul Partidului Renaștere. Domnul Bolea, bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Discutam înainte de emisiune despre experiența care ați avut-o în cadrul Partidului Socialiștilor. În 2019, Ion Ceban, actualul primar, a câștigat fiind pe lista acestui partid. În prezent, nici dumneavoastră, nici domnul Ceban nu se mai regăsesc în partidul respectiv. Ce se întâmplă cu el, că devine atât de neatractiv pentru multe persoane care erau lideri în cadrul partidului? Știți cum, n-aș spune că neatractiv. Sunt unele probleme în Partidul Socialiștilor. Eu, sincer să vă spun, mie oarecum, știți, să discut referitor la problemele Partidului Socialiștilor. Deja nu sunt membru acestui partid, am fost exclus din rândurile partidului alături de colegul meu, Alexandru Suhodolski. Dar există, ca și probabil în orice partid, la o anumită etapă, lupte interioare pentru, nu știu, dominația în interiorul partidului. Aproximativ acest lucru se întâmplă în Partidul Socialiștilor. Din păcate, din partid care era partidul a luptei, da? Partid care în permanență era vârf de lance, dacă vreți, în lupta politică. Acum Partidul Socialiștilor este flancul stâng a Partidului de Guvernământ. Din cauza faptului că nu au o poziție proactivă în dispute, în lupte în interiorul Parlamentului, au abandonat lupta în stradă și asta ar fi cauza de ce mulți simpatizanți, chiar și membri de partid, la o anumită etapă, începând cu vara acestui an, au început a părăsi partidul. Dar cum s-a întâmplat că la alegerile din Găgăuzia, care s-au întâmplat nu de mult, diferiți reprezentanți ai partidului au susținut candidați diferiți, inclusiv dumneavoastră ați mers cu domnul Petrov, dacă nu greșesc. Da, am mers cu domnul Petrov, deoarece și practica, da, a arătat că este un candidat care are o susținere și popularitate în Găgăuzia. Eu vreau să vă amintesc că în 2021, când aveau loc alegerile pentru funcția de deputat în adunarea populară a Găgăuziei, și mai apoi, când se alegea conducerea adunării populare a Găgăuziei, Partidul Socialiștilor, prin vot, bine, nu toți, da, deputații, dar prin vot de 15 sau de 16 ori l-a strânut pe Victor Petrov pentru ca să-l propulseze în funcție de președinte adunării populare. Ce s-a întâmplat că în această perioadă ta, la legile astea Bașcanului, partidul a mers pe o altă strategie, eu nu cunosc. Cert este faptul că pe parcursul anului, a doua jumătate a anului 2022 și până la legile Bașcanului în Găgăuzia, noi am avut discuții în cadrul Partidului Socialiștilor, unde mi-am expus părerea. Am spus că noi, poziția mea era următoarea, că noi, în general, nu trebuie să participăm în alegerile astea Bașcanului din Găgăuzia. Și să venim cu o poziție fermă în acest sens, spunând că, stimați locuitori ai autonomiei, sunt alegerile regionale, alegeți Bașcanul, acea persoană care aveți cea mai mare încredere, și noi vom lucra cu acest Bașcan. Până la urmă... Domnul Zun mai n-a câștigat, a ajuns în turul 2 și a avut un rezultat domnul bun. Domnul Zun a pierdut. Eu m-am auzit, da, că iată, domnul Zun a avut un rezultat bun, dar a pierdut. Asta e pierdere. Am înțeles. Deci nu vă mulțumiți cu... Rezultatul real a Partidului Socialiștilor, a Partidului Socialiștilor, că noi am văzut în campania electorală, de fapt nu a fost campania electorală al domnului Uzun, a fost campania electorală a domnului Igor Dodon, a lui Vlad Bătrâncea, a
lui Bogdan Țărdea și toată echipa de deputați care au fost acolo, au fost campania lor. Și rezultatul adevărat care l-a obținut Partidul Socialiștilor este rezultatul din primul tur. Turul 2, acolo se votează, este un vot de conjunctură. Dar în primul tur se vede acea susținere reală pe care o ai. Și vreau să vă spun că de la 97-98 de procente pe care le avea Partidul Socialiștilor la ultimele alegeri, 2021, alegerile parlamentare anticipate, 97%. A coborât la 26%. Deci, și le-am spus colegilor, ieșiți din cabinete, deci din Chișinău, mergeți încolo, o să vedeți că oamenii au pretenții față de noi, da, de socialiști la acel moment, din cauza faptului că multe lucruri s-au spus, multe lucruri s-au promis, din păcate puține lucruri s-au realizat. Uh-huh. Și având aceste pretenții față de noi, eu vedeam, simțeam că vom avea probleme. Și plus la aceasta, eu nu am înțeles și am fost unicul din membrii Consiliului Republican a Partidului care în acea zi de 9 martie, când am, acest an, când a avut loc ședința Consiliului Republican, noi ni s-a propus să luăm următoarea decizie. Și iată, o vociferez și să-mi spui dacă ai înțeles ceva din această decizie. Spuneți. Prima, partidul nu va participa în alegerile Bașcanului din Găgăuzia. Uh-huh. Punct. Doi, partidul va acorda susținere politică candidatului independent Grigoriu Zun, care este președintele organizației PSRM din Vulcăneș. Uh-huh. Ce ai înțeles din asta? Bine, Găgăuzia... Nu am ageală, înțelegi? Găgăuzia e vestit că acolo de obicei câștigă candidații independenți atât la alegerile adunării populare, cât și la alegerile locale și partidele nu stare populare în general. Stop! Iată, în privința Bașcanului s-a luat așa o decizie de a nu participa, dar a acorda politică candidatului independent, dar președintele organizației din Vulcăneaști, și tot în perioada aceea, în zilele cele, erau alegerile pentru două funcții de deputat în adunarea populară. Exact. Unde Partidul Socialiștilor a participat. S-a înscris în cursă. Dar... au avut candidat pe Vulcăneaști, Cioc Maidan, dacă eu nu greșesc. O deschis cont electoral, o făcut pleante, așa mai departe. Azi dimineață am făcut un exercițiu și am numărat 22 de candidați care fie deja s-au înscris, fie au anunțat că participă la aceste alegeri. Prin ce, dumneavoastră, vă diferențiați de ceilalți 21? Care sunt vantajele unui primar general Vasile Bolea pentru Chișinău? Nu bine, nu știu dacă putem acum în perioada asta să vorbim. În primul rând, Vasile Bolea vine cu o echipă în spate. O echipă dintr-un punct de vedere experimentată, din alt punct de vedere o simbioză, da, a celor experimentați și celor tineri și energici. În echipa de candidați la consilieri care astăzi o să depunem, o să o înregistrăm, avem foști vicepretori care au activat în această perioadă, da, ultimii 4 ani în municipiu, consilieri municipali care au hotărât să vină împreună cu mine și să fac parte din echipa renașterii. Avem persoane care au fost șefi de direcții, foști conducători a întreprinderilor municipale. De asemenea, avem o echipă de tineri specialiști care sunt tineri și care vor să depună un efort pentru a face viața în municipiu mai bună, mai confortabilă. Vin cu un program după mine bine închegat. El acum se definitivează până la sfârșit. Suntem în discuții cu locuitorii Chișinăului pentru a vedea prioritățile cetățenilor, cum le văd ei,
ce probleme sunt primordiale de rezolvat și, bine, pe timp apropiat vom veni și vom vocifera inclusiv oferta noastră electorală. Ieri, în cadrul lansării, am vorbit despre trei aspecte, aspectul economic, aspectul social și prioritățile pe domeniul prețurilor și tarifelor. Bine, în primul rând, Vasile Bolea are experiență suficientă. Vasile Bolea a condus echipe mari și cunoaște cum se conduc echipe mari și a avut succes pe diferite filiere. De aceea consider că am suficientă experiență, am o viziune cum trebuie de schimbat lucrurile în Chișinău. Vreau să spun, mulți, da, întreabă, păi uite, dar ce mai putem face în Chișinău? Foarte multe lucruri. În primul rând, bine, dacă să luăm în comparație, da, perioada din trecut, mandatul care l-a dus Dorin Chertoacă, da, și mandatul lui Ion Ciuban, s-au făcut mai multe lucruri, dar aceste schimbări sunt schimbări de fațadă. Eu văd că problemele mari care au existat în perioada mandatului Dorin Chertoacă și acum, după 4 ani, a mandatului lui Ion Ciuban, acele probleme mari care au fost, ele nu au fost rezolvate. Și care sunt aceste probleme și cum planificați le rezolvați? Bine, prin acțiuni, în primul rând, și prin investiții. Problema parcărilor, cum a fost, așa și există. S-a investit, bine, în dezvoltarea transportului public, s-a făcut benzile astea pentru transport public, dar a apărut o altă problemă, ambuteiajul. Și ele apar, această problemă e din cauza mai multor factori. În primul rând, lipsa parcărilor, că, iată, luăm strada Șusev. Este o stradă unde se mișcă într-o direcție. Acolo parcări nu sunt. Parchează pe stânga, parchează pe dreapta și rămâne doar o singură bandă unde poate să se deplaseze automobilistul și din cauza aceasta se creează niște ambuteiaje dimineața și seara mai ales de kilometri. Bine, dar există și o viziune că din contră ar trebui să reducem numărul de mașini în centru. Cum? Și să reducem numărul de benz. Da, de acord, de acord. Numai pentru aceasta trebuie de construit mai multe drumuri. Problema, avem foarte multe automobile, dar drumurile au rămas, drumurile sunt aceleași. Sau haideți să investim în construcția, nu știu, estacadelor, podurilor, drumurilor de pe mai multe nivele, dar asta costă exorbitant de mult. Dar până atunci, haideți să facem alte lucruri care ar reduce, da, nu știu, numărul de ore care le petrecem în ambuteiaj. Asta trebuie să facem parcări. A doua, să ne străduim pe parcursul orilor de vârf sau în zile, sau pe parcursul zilei, să nu executăm lucrări de construcții, excavare, nu știu, schimbat rețele, să le facem pe parcursul orilor de noapte sau nu în orele de vârf. Că asta de asemenea este un motiv din cauza care apar ambuteiajele. Dacă nu avem bani pentru a construi drumuri, dirijarea traficului. Noi avem întreprinderi care se ocupă, da, cu, sau atunci când vin diferite oficialități, în mod real schimbă culorile semafoarelor, de ce să nu facem o subdiviziune care în mod real va dirija traficul zilnic, schimbând, nu la fiecare intersecție să avem câte un polițist care va deranja manual lucrurile astea. Deja suntem trăim într-o eră informațională, eră digitală. Deprindeți-vă, fraților, cu lucrurile astea. Deci putem să monitorizăm de la distanță, de la buton, de la, nu știu,
pultul ăsta unde se deranjează. Menționată de construcția de locuri noi de parcare și extinderea străzilor în zona de centru. Dar cum e posibil, deoarece de fapt e foarte puțin loc în general, chiar și acum poate mai sunt străzi unde mașinile pot parca normal pe carosabil, s-a mai construit parcări sub formă de brăduți, cum se spune, dar da. Din contul la ce mai putem face parcări din în centru? Din contul investițiilor private în construcția parcărilor. Bine, avem o parcare privată, costă 50 de lei oră. De obicei, parcarea este... Și care e problema? E foarte scump. Da? E mai scump ca în București și ca în multe alte orașe okay. europene. Faceți altceva. Eu am dat o soluție... Creați întreprindere, parcările auto-Chișinău, care se va ocupa nemijlocit cu crearea parcărilor, se va uita în mâncare locuri și așa mai departe. În acest sens vor fi create locuri noi de muncă, vor apărea, eu sunt convins, parcările. La început, construite de către primărie, poate cu 20 lei ora, nu 50. Și prin această metodă, întreprinderea municipală, de asemenea, va fi un element, un jucător în această piață. Noi încă nu avem această piață a serviciilor de parcaj prestate în Chișinău. Mai mult o inițiativă pe timpul primarului Dorin Chirtoacă, doar că era vorba de o investiție chipurile străină, primăria trebuia să gătească toate locurile de parcare și să încaseze doar, nu... doar 10% din toată da, suma. Da, asta a fost o, și... un truc da, cu elemente de corupție, după mine. Elemente foarte mari. Și asta a fost motivul de ce domnul Chirtoacă nu și-a încheiat al treilea mandat. Da. Spuneți-mi, vă rog, există așa un sondaj, se numește Barometrul opinii publice. Iată a apărut în, la începutul septembrie rezultatele ultimului sondaj făcut de compania CBS Research la comanda IPP și ei au prezentat niște date interesante și au prezentat Partidul Renașterea ca fiind partid care intră în Parlament. Și l-au scris că partidul ușor, partidul Renaștere. Doar ce discutăm acum cu dumneavoastră și reprezentați acest partid, așa. Cum comentați acest gest? Era ceva firesc? Au greșit ceva autorii, ceva în metodologie? Pentru că totuși dumneavoastră sunteți partid ușor sau nu sunteți partid ușor? Ieri eram la o emisiune, de asemenea ne-au dat o întrebare, ce ne leagă pe noi da, de partid ușor? Dar nu ne leagă nimic absolut, deoarece partidul ușor, de iure și de fapt nu mai există, a fost hotărârea aceasta a Curții Constituționale, unde deci partidul urmează să fie lichidat, da? Este lichidat, dar sunt proceduri de birocratice în acest sens. Eu înțeleg că unii din punct de vedere politic ne leagă cu cei de la șor deoarece lor li convenabil acest lucru. Am dat o singură întrebare da, moderatorului emisiunii. În luna aprilie, mai, când pe cei de la Partidul Ușor o să declare în afara legii, deci ei vor fi parașutați aici la Renaștere. Ei vedeți pe cineva de la Partidul Ușor în echipa Renașterii? Ei se regăsesc la șansă, din câte eu văd. Ce avem noi atunci cu Partidul Ușor? Ei, bine, și fost primar de Orhei, da, Paul Verjan și mulți alții, se găsesc acum într-un alt proiect politic. Noi avem drumul nostru, partidului Renaștere. Suntem un partid de stânga. Eu nu-i văd pe cei din... Nu-i vedem pe cei din Partidul Ușor ca ei să fie de stânga. Și, nu știu, părerea mea și cei actuali de la șansă, care în mare parte sunt foarte mulți care sunt veniți de la Partidul Ușor, de semne, eu nu-i văd. Ei undeva mai mult sunt partid de centru, centru-dreapta, eu așa i-aș vedea. Bine, dar noi suntem Partidul Ușor de stânga e unul care e orientat strict spre Rusia, pe teme sociale,
Adică cam ceea ce e clasic la noi înseamnă ce partid. Ce așa considerați? Păi prin declarațiile și acțiunile pe care le bine, fac. Bine, faptul că apar mai mult pe la prin știrile canalelor federale din Rusia, asta nu înseamnă că ei sunt mai mult legați de de Rusia. Dacă era partid ușor sau Ilan Șor mai mult legat de Rusia, el probabil că acum stătea prin de la Moscova. Nu în Israel. Asta-i. Noi avem contacte cu deputați din Federația Rusă. Conducerea doamna Natalia Parasca a avut recent, săptămâna trecută, chiar și o vizită în Rusia, unde s-a întâlnit cu doamna Zaharova, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe a Federației Rusă, purtător de cuvânt. Noi am avut discuții acum, bine, fiind în campanie, nu plecăm încolo, da, că avem multe lucruri rece de făcut, dar prin intermediul rețelilor, da, am avut discuții și cu un senator în adunarea federală a Rusiei din partea Partidului de Guvernământ din Rusia. Am avut discuții și cu domnul Slutski, care este conducătorul Partidului Liberal-Democrat din Rusia. Vorbim de Federația Rusă. Considerați că putem lua un oraș din Rusia sau utilizăm ca model pentru dezvoltarea Chișinăului? Ați văzut anumite modele care poate fi preluate, nu știu, pentru rezolvarea unor probleme din oraș? Da, sunt. Sunt, au orașe mari care se dezvoltă dinamic, unde se investește. Bine, ei au alte capacități, da, financiare, în primul rând. Problema Chișinăului din punct de vedere financiar, că noi câștigăm mai puțin bani. Și în acest sens, administrația orașului de asemenea trebuie să se preocupe de crearea diferitor oportunități pentru ca businessul aici să se dezvolte dinamic. Ceea ce am spus, noi trebuie mai multe lucruri să asamblăm. Trebuie să avem o cooperație mai strânsă, părerea mea, cu, nu știu, întreprinderile bunoare din Belarus. Să asamblăm lifturi. Probleme avem cu lifturile din Chișinău și nu numai. Avem. Putem la prima etapă asamblăm lifturile aici să lucrăm pentru piața internă. Și mai departe să ne extindem pe piața din Balcani. Putem să asamblăm, avem experiența cu autobuzele și trolebuzele, de ce nu să avem linii de asamblare a tehnicii comunale? Mici mașini care de asemenea vor fi utilizate aici în oraș pentru a curăța oraș. Inclusiv în ogreț. Noi suntem în secolul 21, dar avem măturători care își fac mături din arbuști. Da, din arbuști și mergem și ridicăm tot colbul din... Eu priveliști dezolantul, da, să vezi cum ei dimineața își confecționează. Vedeți, domeniul IT, părerea mea că trebuie să primească în afară de acele stimulente fiscale care le acordă statul, da, administrația centrală, iar putea să primească stimulente fiscale din partea administrației publice locale, micșorări sau scutiri de impozite și taxe locale. Domeniul IT dă un foarte mare plus la colectarea altor impozite care ar putea suplini, da, tot ce este necesar pentru oraș. Domeniul Horeca. Din cauza faptului că avem foarte multă birocrație în oraș, de asemenea o sarcină exagerată, după mine, fiscală asupra acestui domeniu, de asemenea e obligat cumva în zona gri a economiei. Trebuie să-i scoatem din acea zonă cu mai puțină birocrație, cu poate unele scutiri sau micșorări de taxe și impozite locale.
Alt domeniu care ar trebui să fie dezvoltat e legat de eficiență energetică și generarea a energiei verzi. Dați le dăm posibilitate cetățenilor, că am spus, o viziune care o am, să fie un program municipal. După programul la nivel de stat pare 1 plus 1, da? Care a avut ca și idee atragerea investițiilor din partea cetățenilor noștri care lucrează peste hotare. Da? Haideți și în acest domeniu, a cei care au posibilitate. Deci vor... anume pentru gospodăriile casnice. Nu numai, și pentru business. Și pentru business. Și pentru business inclusiv. Stimați reprezentanța business-ului, dacă investiți în eficiență energetică, în generarea energiei verzi, pentru producerea voastră, la fiecare leu investit, primăria va veni și va ajuta tot cu un leu. Ați investit un milion, poftim un milion. Bine, dar de unde primăria va avea sursele astea? Pentru tot de acolo. Cum se pune problema ca să crească bugetul primăriei? Ok, bugetul primăriei crește, dar în perioada lui Dorin Chirtoac era 3,7 miliarde de lei. Acum e aproape 8, 7 și nu știu cât acolo. Și sunt unele domenii, sunt unele domenii unde noi stagnăm. Iată, legat de protecția socială. Nici cifre puțini și nu ei le cunosc. Dorin Chirtoac era cel mai mare socialist. În perioada lui, beneficiari de compensații pentru o perioadă rece anului erau în jur de 120, pe urmă 80 de mii, să-i spunem, 100 de mii de locuitori a Chișinăului. Și în perioada aceasta ei au coborât mai jos de 50 de mii. 40, 30, ceva. Adică au crescut nivelul veniturilor? Da. Și suntem mai săraci decât am fost atunci. Au venit vremuri. Iar suma generală pentru acest capitol de cheltuieli în legea, adică în bugetul Chișinăului, cum a fost în perioada lui Dorin Chirtoac, 100 de milioane de lei, acum și-a rămas tot așa. Deci mai puțin primesc mai mulți bani. Nu bine, eu și colegii noștri care au fost pe timpuri șef de direcție generală finanță. Și am ajuns la concluzia că, în primul rând, bugetul pentru aceste compensații ar trebui să fie mărit, cel puțin dublat. Numărul beneficiarilor de compensații de asemenea, din contul cui, da? Cine ar putea să intre în aceste categorii de persoane care să beneficieze de compensații pentru perioada rece anului? În afară de păturile social vulnerabile. Eu îi văd pe toți angajații din municipiu, din sistemul medical, educație și polițiști. Oamenii ăștia merită o atenție din partea municipalității. Ei 24 din 24, 7 zile pe săptămână sunt la datorie. Învață copiii noștri, ne licuiesc pe noi și asigură ordinea publică în Chișinău. Ei merită să fie în categorie de beneficiari, să primească acele compensații pentru perioada rece anului. Pensionarii și veteranii noștri, am spus că, bine, după ce ajung la pensie, noi avem pensionari care mai continuă încă 5, 6, 7 ani să muncească. De tac pensia este una de rezorii. Și am spus că cei care deja au atins vârsta de 70 de ani să primească o compensație mai mare pentru perioada rece anului, de jumătate din factură care o primesc, 50% să fie acoperit din partea municipalității. Iar cei care au împlinit vârsta de 75, 100% factura să fie acoperită din partea în cazul în care bugetului municipal. Muncesc sau în orice caz? Nu. Să mă credeți că la 70-75 de ani deja nu mai muncesc. Tatăl meu are 80 de, aproape 80 de ani și nu, bine, mai predă. Astea sunt cazuri unice. Bine, da, sunt așa cazuri. Dacă la facultate, asta e altă treabă. Dar, per general, condițiile fizice ale cetățenilor nu permit. Din păcate, mulți nici nu ajung la vârsta de pensionare, dacă vorbim de bărbați în special. Ați menționat despre crearea unei întreprinderi pentru gestionarea parcărilor, unei întreprinderi municipale.
În același timp, chiar în acest studiu am avut discuții despre eficiența multor întreprinderi municipale, mai exact ineficiența lor, faptul că multe din ele aduc pierderi și ar trebui să falimenteze, că sunt directori care primesc salarii foarte mari. Cum vedeți, în general, situația cu întreprinderile municipale? Ele funcționează așa cum trebuie? Trebuie din schimbat ceva în ele? Independență unde? Bine, la haideți să luăm regia transport electric și parc urban de autobuze. Ambele funcționează în pierdere, management diferit, nu se sincronizează activitatea lor. Au fost multe discuții să fie comasate într-o singură întreprindere. Nu văd necesitatea să fie comasate într-o singură întreprindere. Bine, multe lucruri sunt legate de managementul acestor întreprinderi. Din cauza faptului că unii nu sunt la loc potrivit, din cauza faptului că la alte întreprinderi, eu nu vorbesc numai de acestea, da? La alte întreprinderi prea des se schimbă conducerea. Și aceasta este o problemă. Al doilea, faptul că se dilapidează averea municipalității în aceste întreprinderi. Treilea lucru este legat de necesitatea sau înțelegerea că, sau viziunea, dacă vreți, că aceste întreprinderi să funcționeze. Dacă municipalitatea a creat întreprinderi municipale, ele sunt create pentru a presta anumite servicii. Aceste întreprinderi trebuie să aibă toată atenția din partea municipalității pentru ca acest serviciu să fie calitativ și relativ ieftin. Dacă sunt agenți privați care de asemenea vor să vină pe piață să presteze și ei servicii, nu e nicio problemă. Trebuie să fie o concurență loială și loc trebuie să fie pentru toți. Dar, nu în detrimentul întreprinderilor municipale, că aceste întreprinderi au fost create pe banii contribuabililor, locuitorilor Chișinăului, și haideți acești bani și tot ce a fost construit pe timpuri să nu falimentăm și să nu distrugem. Dacă nu greșesc, la un moment dat întreprinderea Autosolabilitate era, dacă nu unica, cel puțin una din puținele care mi-aduceau ceva profit, restul erau toate în pierderi. Independent. Toate erau în pierderi. Sunt bunoare întreprinderile astea municipale de PSL-uri, da, prestări servicii locative, care câte o întreprindere în fiecare sector, iată, la o anumită etapă, unele atribuții a întreprinderilor municipale în gestionarea fondului locativ au fost acordate acestor întreprinderi municipale de prestare servicii locative, de curățare, de nu știu, dar ce îi fac, îi fac per general pe artierele principale a orașului. Dacă se intră în cartiere, sunt chestiuni urâte, sunt cartiere care nu că în fiecare zi trebuie să fie măturate, ele dacă se evacuează, eu nu știu, acum toamna Frunzișul, dacă va fi evacuat undeva la primăvară. Iată, aici trebuie să tragem atenție sporită acestui domeniu. De ce s-a creat locul dat? Deoarece toate 23 sau 23, mi se pare că, din întreprinderi municipale de gestionare fond locativ care existau și există în Chișinău, ele toate sunt în procedura falimentului, în insolvabilitate. Și acel tarif de 1 leu la metru pătrat pentru deservirea blocului, unde mergeau acești bani inclusiv pentru plata salariului maturatorului, da? Deci acești bani se colectează și se duc la termoelectrică pentru datoriile istorice pe care le-a avut MGF-urile față de Termocom înainte și acum Termoelectric. Deci este un istoric. Bine. În... Și pe la urmă, avem nevoie de întreprinderile astea? Sau... Eu cred că da, dar trebuie să vedem și să dăm aprecierea cuvenită managementului
acestor întreprinderi. Uitați-vă, da, ultima perioadă, ce se întâmplă la Apcanal. Nimeni nu înțelege cum dintr-o întreprindere care avea profit, dintr-o întreprindere care presta serviciu de apeduc și canalizare la un preț care era până bine anul trecut, pe parcursul unui an de zile, iată, toamna anul trecut și până acum, de trei ori a fost trei cereri, mai bine zis, da, din partea Apcanal Chișinău pentru a ridica tarif. Trei ori la rând a fost ridicat tariful pe parcursul unei perioade relativ scurt. Ce se întâmplă acolo? Vorbeați de problema mare care a existat și care până în ziua de astăzi nu a fost soluționată de edilii noștri a capitalei. În perioada lui Dorin Chirtoacă se vorbea despre stația de epurare, probleme, stația de epurare. S-a luat un credit, începem a proiecta, începem a reconstrui stația de epurare. Țineți minte acele bătălii între Ion Ciban și Dorin Chirtoacă, inclusiv pe acest subiect, stația de epurare. Ion Ciban devine primar a capitalei. Aduceți-vă aminte anul 2019-2020, vărsările este așa o putoare, mă scuzați de expresie, în întreg orașul, când, eu țin minte, veneau diferiți, era forumul de afaceri organizat de președinții, când veneau businessmani de prin Rusia, de prin alte părți, și nu mă aterizau la aeroport și ieșau afară, gata, asta era o situație urâtă de tot. Ce se întâmplă cu stația de epurare astăzi? Bine, erau discuții atunci că erau scurgeri făcute de către niște agenții economici. Am trecut de scurgeri și astea. Li s-au aplicat amenzi, au spus că au acționat special. Stația de epurare, ce-i cu ea? Deci deja, dacă eu nu greșesc, avem 8 ani de zile de când o construim și o reconstruim. Ați văzut ca cineva să taie pangle ca roșii la deschiderea stației de epurare? Există multe dezbateri dacă este Chișinău un oraș atractiv pentru turiști sau nu. Uh-huh. Cert e că el este vizitat de un anumit număr de turiști, mulți da? Vin cu scopuri de afaceri, dar iată, noi avem niște evenimente, adică avem câteva doar care potențial ar putea atrage turiști. Avem ziua vinului, avem maratonul Chișinău, care se desfășoară ori la diferență de o săptămână, ori la diferență de două săptămâni. Și nu prea avem cu ce atrage. Nu avem așa monumente speciale, clădiri. Cum dumneavoastră ați contribuie să dezvoltăm Chișinău ca o destinație turistică? Se spune în filmul ăsta vechi sovietic, smătrite șire. Păi în afară Chișinăului, da, sunt chestii interesante, dar în Chișinău ce facem? Păi vă uitați la Chișinău ca oraș Chișinău sau municipiu Chișinău? Municipiu Chișinău ce mai este? Vadul și Vodă? Da, ce mai avem Cricova. Cricova. Ce mai avem? Futzal Arena? Milești deja în afară. Bine, sunt alături. Avem ce arăta. Avem ce arăta, avem muzee interesante, avem galerie de art. În afară de muzee, avem locuri interesante de atracții, aceeași Valea Morilor, la izvor, avem edificiile sportive care tot trebuie să-i punem în valoare. Edificiu sportiv pentru jocurile pe plajă de la Bariera Sculeni, da? Deci este unul din cele mai performante edificii pentru sporturile de plajă din Europa. Și dacă să avem o colaborare cu federațiile sportive naționale în acest sens, noi putem să atragem și să primim mai multe evenimente sportive. Aceeași Arena Chișinău. În afară de evenimente sportive, acolo pot să fie organizate și evenimente culturale. Dacă nu greșesc, acolo încă nu s-a desfășurat niciun eveniment sportiv. A fost concerte, nu? Nu, eu dacă nu greșesc, acolo a fost campionatul european la haltiere pentru tineret.
a fost la Arena Chișinău, da? Da. Și poftim, iată, putem să dezvoltăm pe turismul sportiv. Turismul medical, de asemenea, în Chișinău, mulți vin să-și, nu știu, să beneficieze de servicii medicale, stomatologice, de altă natură. Inclusiv moldoveni din diaspora, care da. Se întorc. Sunt foarte mulți străini care vin. Turismul gastronomic, noi de asemenea trebuie să-l punem în evidență prin organizarea diferitor evenimente. Avem ce arăta. Casa Muzeu Pușkin, Arcul de Triumf, este un monument istoric aici, în fața acestui arc, bine, a fost construit după, da, țarul Alexandru, da, împreună cu oștile, a mers și a eliberat Balcanii, da, de sub ocupația otomană. Multe lucruri în istoria Chișinăului noi nu le cunoaștem. Iată, dumneavoastră aveți cartea lui Iurie Colesnic, am și eu mai multe cărți scrise de el, unde vorbește despre conaționalii noștri care au, la diferite etape, au adus un aport al său în dezvoltarea acestei regiuni, țării noastre. Deci, oameni care noi, la drept vorbind, nu-i cunoaștem, dar, cum a spus și fost președinte, ar fi bine să-i cunoaștem. Apropo, nu aveți așa un sentiment că cumva nu avem o memorie colectivă privind istoria Chișinăului? Este de exemplu, noi, unii poate și mi-aduc aminte ceva din Chișinăul sovietic, Chișinăul pre-Chirtoacă, Chirtoacă post-Chirtoacă, dar iată, de exemplu, Chișinău interbelic, foarte puțin se cunoaște, foarte puțin se discută, Chișinău în perioada țaristă. Parcă cumva noi am obținut un oraș sovietic și am obținut un oraș fără istorie. Problema Chișinăului, iată, există asemenea percepție. De ce? Deoarece în timpul războiului, deci Chișinău a avut de suferit. Când a fost eliberată Moldova, a fost eliberat Chișinău, deci s-au dus lupte, batalii aici și foarte multe clădiri istorice, inclusiv iată, în Piața Mare Națională avem clădirea guvernului, da, acolo pe timpuri era metropolia. Da, metropolia, deci eu am văzut fotografiile, da, aceste clădiri. Interesante fotografii. Eu cred că aceste fotografii trebuie să le expunem în locuri publice cu, da, mici descrieri a istoriei Chișinăului pentru chișinăuieni, cei care se plimbă prin parcuri. Deci asta ar trebui să o facă Direcția Cultură pentru a avea, dacă vreți, o campanie de informare pentru chișinăuieni. Avem perioada când Basarabia era în componența Imperiului Rus, da, și a fost o anumită dezvoltare. Mie tare îmi place să călătoresc prin țară să văd de asemenea personalitățile istorice ale noastre care au lăsat anumite amprente. Iată, același Castel Mimi, da, Constantin Mimi, ultimul guvernator a Basarabiei a fost, care după aceasta, în 1919, da, a plecat la București și a fost guvernator a Băncii Centrale a Regatului Român. Puțin cunosc acest lucru, dar eu cred că lucrurile astea trebuie să le cunoaștem, că reprezintă o particică din noi. Ați menționat despre turismul sportiv și dumneavoastră ați făcut și sporte de performanță, ați fost rugbyist. Cum vedeți, poate nu atât doar dezvoltarea rugby-ului în Chișinău, cum vedeți în general dezvoltarea diferitor sporturi în municipiu? Ați menționat de campionatul la haltieri, despre care eu, fiind un fan al sportului, din păcate, n-am auzit. A fost. Că s-a desfășurat. La avem infrastructură în municipiu pentru a dezvolta mai multe sporturi? Ce se poate de făcut? Se poate și mai bine. Asta e un slogan al unui alt partid. Nu altui partid.
Vorbeam despre aceasta încă în februarie acestui an, când la acel partid altă persoană se pregătea să meargă să candideze. Dar, mă rog, multe lucruri se poate de făcut în ce sunt dezvoltarea sportului. Când vorbim despre sport, vorbim de sportul masă și sportul de performanță. Sportul de performanță, asta cu naționale noștri care dobândesc aurul, da, psihotare și diferite medalii, și este sportul masă care trebuie să-l dezvoltăm în municipiu și în general pe teritoriul țării pentru cetățenii noștri, ca ei din punct de vedere pe medical să fie apți, mai puțin să meargă la doctor, și asta inclusiv în acest lucru te ajută sportul masă. Bine, da, s-a dezvoltat un domeniu nou și anume asociațiile private sau companiile private sau asociațiile care promovează sportul pe lângă cele de stat, organizează, da, cursuri, dar, echipe. Credeți că asta e un beneficiu? Și lucrul ăsta tot este necesar, dar nu atrage mai mult populație în această sferă. Că trebuie de început de la copii, de la copii în școli. După aceasta, inclusiv pentru cei mai maturi care toată ziua sunt la serviciu și nu au posibilitatea pe parcursul zilei, da, să facă o oră de sport, iată, poftim după contraplată, poți lucrul ăsta să-l faci. Dar când vorbim despre sport în masă, deci organizarea diferitor competiții, inclusiv la atletică, da, să spunem, avem, iată, parcurile care au fost în perioada asta renovate. De ce nu? Odată în lună să facem asemenea lucruri. Se organizează iarmăroașe, dar ce nu facem competiții sportive? Să le dăm posibilitatea. Pentru că iarmăroacele sunt mai atractive și cumva... Păi haideți și competițiile sportive nu toți le facem mai atractive. Nu toți tinerii sunt atrași de sport. Și lucrul ăsta s-al... ce așa spuneți? Iată, la maraton au participat mulți. Știu, am participat și eu. Cum? La greutatea mea m-am descurcat destul de bine. Slavă Domnului. 10 km. Am discutat despre Partidul Renaștere la începutul emisiunii. Care totuși sunt obiectivele partidului? Cum se poziționează el pe scena politică din Moldova și ce obiective urmărește, cel puțin pe termen scurt? Ați spus că nu e un partid care e ușor, e un partid de stânga. Da. Bine, hai să vorbim de locale. Care sunt scopurile la alegerile locale? Aveți candidați în anumite orașe importante? Scopul principal este dezvoltarea partidului. Uh-huh. Să fim prezenți în toate raioanele și în toate localitățile țării. Acum, prezența partidului din 36 de raioane, suntem prezenți în 24. 24-25, dacă nu greșesc. Și în sensul dat, activitatea noastră organizatorică continuă. Ea merge în paralel cu pregătirile către alegerile astea și participarea în alegeri locale. La alegeri locale noi dorim să avem un scor bun, să ne evidențiem și, dacă vreți, să devenim o alternativă pentru alte partide de stânga care deja, să-i spunem, pierdem popularitate. Participarea în aceste alegeri locale este importantă pentru noi, dar scopul principal, da, în 2025, dacă vor fi ordinar, da, organizate alegerile parlamentare, să devenim partid parlamentar. Pentru a avea posibilitatea să influențăm politica la nivel central. Deoarece politica internă și externă care o duc autoritățile centrale și partea de guvernament ne face pe noi vulnerabili. Credeți că veți obține scorul pe care vi l-a predestinat barometru opinii publice? Dar, dacă nu creșesc 8 mandate? Sau chiar mai multe mandate? De ce nu? Poate și mai mult.
trebuie să muncim pentru asta. Bine, scorurile astea și barometrele de opinie publice, ele sunt de asemenea necesare pentru a vedea la zi care este situația și problemele principale, dar eu cred că cel mai veridic barometru de opinie publice care arată susținerea reală pe care are un candidat sau un partid sunt ziua alegerilor. Este ziua, exact, alegerilor. Mai ales că mulți alegători își schimbă opinia, da, sau decid în ultimul moment. Dar multe lucruri pot să se întâmple. Unii să fie dezamăgiți, alții cineva pot să-l scoată din curs electoral. Cum a fost la Belz, da, în 2021. Favoritul principal era Marina Tauber. Cu o zi înainte sau în ziua alegerilor a fost turul 2 scoasă din curs. A venit la turul 2 din cauza aceasta, mă țin minte, cât acolo, 10% din locuitorii municipiului. Mulți au refuzat să participe în turul 2. Poate se întâmple orice, de aceea bine, cel mai veridic, da, barometru și cea mai veridică cifră care arată nivelul de popularitate a unui candidat sau altul este în ziua alegerilor. Spre spunem o situație ipotetică, dar care chiar ar putea să se întâmple. Sunteți invitat într-un platou de televiziune la dezbateri și colegi de platou sunt domnul Adrian Albu și Ion Ciuban, foștii colegi de partid. Așa. Cum să vă simțiți? Asta e prima întrebare și ce ați putea să le reproșați lor ca argument în favoarea dumneavoastră? Nu știu, împreună cu echipa încă n-am luat decizie finală, dar probabil nu o să participăm în dezbateri. Eu vreau să particip în dezbateri doar cu doi candidați, care îi consider contracandidați reale ai mei. Și cine sunt ei? Ion Ciuban și Lean Carp. Iată, cu ei vreau să particip în dezbateri. Restul, nu știu, după mine... Ce ați reproșat lui Ion Ciuban în cadrul dezbaterilor? Multe. Dați mai întâi să organizăm aceste dezbateri. Dacă dumneavoastră o să fiți pe... sau o să fiți protagonistul organizării acestor dezbateri între noi trei, cu mare plăcere vin și... Domnul Ciuban deja are o coadă cu mai mulți candidați care au declarat, cel puțin în platoul acesta, că își doresc anume cu dumnealui să se dueleze. Eu înțeleg perfect că nu știu dacă a declarat, da, domnul Ciuban lucruri, da, dar undeva intuiția îmi spune că dânsul nu va participa în dezbateri electorale. Nu știu dacă o va face Leanca, dar acești doi contracandidați îi văd contracandidați reale ai mei și cu ei aș vrea să participăm în dezbateri și să discutăm diferite probleme care se confruntă în municipalitate. Ce teme ați aborda într-o discuție cu domnul Lilian Carp? Capitala europeană. Dar vedeți capitala europeană? Ok, dar cum ne integrăm noi ca și capitala europeană? Cum rezolvăm problema vagabondilor în capitala europeană lui Lilian Carp? Deci persoanele fără adăpost? Persoanele fără adăpost, da. Sau un centru oameni. Unde... Nu, ei sunt oameni, în primul rând. În capitala europeană. Cum rezolvăm problema? Deci avem o problemă cu un număr mare de persoane fără adăpost. Lumea sărăcește. Din cauza poliției guvernului. Și domnul Car pot spune că devine Ciuban, că el e primar. Bună ziua! Ceea ce de obicei așa se întâmplă în politica din Moldova. Cum se realizează politicile europene sau anunțul premierului că, iată, începând cu 1 octombrie, guvernul dă o alocație unică pentru profesori și polițiști de 5.000 de lei. În capitalii europene asta cum s-ar numi?
Se numește mită electorală, haideți să spunem așa cum este. Da. Dacă nu spuneți... încercarea de a cumpăra pur și simplu oamenii în ajun de alegeri. Mi-asum eu declarația asta, dacă să nu vă... Bine, la sfârșit de emisiune am trei întrebări care le adresez tuturor invitaților. Prima este, la prima ați răspuns, deci dumneavoastră ați prefera o dezbatere 1-1 cu domnul Ion Ceban. Nu, dar spre deosebire de alții ați admis eu, că Ion Ceban și Lilian Carp. Și cu Lilian Carp, deci o nouătate, deoarece ceilalți preferă doar cu Ion Ceban. Vorbind de actuală primară, ce notă i-ați da ca administrator al orașului la 1 până la 10 pentru primul mandat? 7-8. Ultima întrebare. Câte procente credeți că veți lua în primul tur al alegerilor? Dumneavoastră a spus în primul tur al alegerilor. Înseamnă că intuiți că o să fie turul 2? S-ar putea să fie turul 2. Turul 2 Ion Ciuban și Bolea Vasile? Deși sondajele ai dat arată că s-ar putea să nu fie turul 2, dar așa cum ați spus, alegerile se întâmplă pe 5 noiembrie și doar pe 5 noiembrie se poate decide dacă va fi sau nu turul 2. 20-25. Vă mulțumesc pentru răspunsul sincer și vreau să vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Mulțumim dumneavoastră pentru invitație. Astăzi am discutat cu domnul Vasile Bolea într-o nouă emisiune unde invităm cei mai importanți candidați la funcție de primar general de municipiu Chișinău. Alte emisiuni le urmăriți pe YouTube, pe canalul nostru, Date Inteligente. Să aveți o zi bună!